să fur un mic. Asta e stare. Glumești, cum să-i fur un mic omul? Să-i fur un mic. Mamă, ce bun e, am dreptat, Andreea, că așa-mi trebuie că e bun. Te fuți, vrei și noi mici. Tu te și ține, și tu mic. N-am adus și spun că m-ai trimis tu. Eh, dacă spui că m-ai trimis eu, ești așa. Mai vreau și eu mic și te-am vrut să aud în avalieră, ce ai? Nu te ține tu o felie de piept, te-l fuți. Nu mă duc. Te spun. Și nici nu m-am așa poftă. Te spun la mama. Eu arată guriță, mi-a făcut pofta, la revedere. A, ți-a făcut pofta că ți-am adus eu, că nu cereai. Bineînțeles că nu ceream. Constantin, amici, arunci! Lași. Hai, cel un mic? Nu, dar nu mai fă așa. Mici, arunci, dacă nu mai arunci de nimic, știi ceva nu știu. Doamne, fește, cum poți să crezi că ziceam asta? Vreau doar să fii pe tine. Păi doar ai zis, păi... Păi exact asta m-a deranjat, ce nu înțelegi? Nu pot să cred. Deci dacă ați ști să discuți, am avut până acum 10 minute. Lasă-ne voastră unul întreg. Nu, lasă-ne unul și împărțim noi. Hai, mâncați. Să rămână. Vezi, mă viu. Mama e mama. Mâncăm. Hai, eu ca să iau bolul. Dar până acum s-a rugat de mine să mă duc să cer, dar mie mi-e rușine. Hai, să-și mă duc. Hai, recunoaște că ești mândru de doamna Olica. Asta să iau bolul, până ce-i pe până. Dacă să mâncăm câtă scală, vedea ce frumos e afară. A fost bun, nu? Să trăiți. Mireasă pentru fiul meu. Ați văzut cât te face o mamă? Și nu se compară, domnule. Bun, nevasta, iubită, ție iubită, ție nevastă, dar nu e, nu e mama. Deci ce nu poate să facă iubita în viața asta, rezolvă mama imediat. Cum să nu se ducă mama, să nu se bată, să nu se lupte cu toți, să nu se avânte în război, să-i aducă băiatului un mic. Înțeleg că ai trimis-o pe Laura după mic, du-te și tu cere un mic. Dar era, am făcut așa, doar dacă se duce, că eu luasem unul deja. A, tu luasem deja? Și l-am împărțit cu Laura. Azi săracă așa, mă ducă, du-te și tu mai cere un piept de pui. Așa pofticios? Nu, nu mă duc, ea, nu mă duc. Dar făcusem poftă, dar am zis doar dacă se duce. Și s-a dus doamna Aurica, s-a dus cu toată rușinea. Dar nu, că noi nu vorbisem cu mama. Nu ne-a trezit cu ea că a venit cu... Păi știa, nu știe ce are, ce a crescut? Mi-a păstrat Constantina și eu n-am vrut să mănânc și le-am dus lor. Ia, ce frumos, ce frumos. Înseamnă că e mare poftă în casa asta. Pentru poftele astea s-a renunțat la toate răutățile sau dușmăniile care au existat. De-aia vă zic de multe ori, faceți o masă mare aici, puneți toți la buget comun, puneți toți pe masă, tu un cartof copt cu rozmarin, tu un mic, tu alea, tu alea. Și mâncați așa în jurul mesei, fără scaune, și o să vedeți acolo frăție și prietenie. Fiindcă totdeauna la masă se leagă lucrurile. Ciocniți un pahar de vin dacă vă mai rămân bani și să vedeți voi că altfel se vede viața. Nu mai poftiți, nu mai furați unii de la alții, nu mai băgați mâna în cașcaval, în alea, nu mai beți din sucul galben, din... Aici nu se poate. Ați înțeles câte materiale ar scăpa dacă ar fi totul la comun?